Deci mă aflu aici cu un prieten în Parcul Natural Văcărești și am mai întors câteva pietre și am mai găsit un exemplar de coronela austriaca, un șarpe de alun. Unde dă cameraman? S-a liniștit mult. Uite. Și acum se duce direct sub piatră. S-a dus. Exact. Na. Uite, și un șarpe de casă. București, cel mai mare oraș din România, dar totodată și capitala acestei țări. Imensa junglă de beton ce găzduiește aproximativ 1,83 de milioane de oameni, prezintă și câteva oaze de verdeață unde putem privi natura în toată splendoarea ei. Creaturi mari și mici se găsesc pe aici. Printre ele, o necuvântătoare cu mențiune biblică, ce din păcate este detestată de majoritatea oamenilor, poate fi văzută. Este vorba de șerpi. În incinta acestui măreț oraș, capitala României, putem găsi trei specii distincte de șerpi. Iar astăzi vom vorbi despre fiecare dintre ele. Deci mă aflu aici cu un prieten în Parcul Natural Văcărești și am mai întors câteva pietre și am mai găsit un exemplar de coronela austriaca, un șarpe de alun. Este al treilea șarpe de alun pe care l-am găsit în Parcul Văcărești. Anul trecut am găsit două exemplare și din câte știu alea singurele exemplare care au fost găsite din această specie aici. Este un șarpe extrem de frumos. Are modelul ăsta maro, cu dungile astea pe spate, puțin mai închis, mai maroniu închis, și pe cap. Are modelul ăsta asemănător cu coroana Austriei și de aceea poartă denumirea științifică de coronela austriaca. Este un șarpe neveninos, inofensiv, și din câte știu, se spune că are un fel de imunitate la veninul viperelor. Și au fost găsite exemplare de coronela austriaca hrănindu-se cu pui de viperă. Are și are la cap, lângă ochi, un model extrem de frumos, o dungă maronie, care face să semene cu viperele și de aceea mulți oameni îl confundă cu acestea. Hai că l-am prins bine. Este un șarpe arboricol care se cațără extrem de bine, poate mușca și uneori este destul de agitat, însă nu este veninos și nu se întâmplă nimic dacă se mușcați acesta. Ca toate colubridele, adică șerpii neveninoși din România, are pupila rotundă, din câte putem vedea. Stai să-l prind bine. Și atunci când vedeți că scoate limba uneori. Când scoate limba, ia particule din aer și atunci când o duce înapoi, le pune într-un organ numit organul lui Jacobson, care analizează acele particule din aer ca să realizeze ce se află. Ce se află în jurul lui și ce se întâmplă. Dar da, un șarpe extrem de frumos de aici, din România. M-am întors câteva pietre și am găsit și un șarpe de apă, Natrix tesselata. Acesta este nu atât de frumos colorat ca cei pe care am găsit în trecut. Din câte putem vedea, încearcă să se apere, emanând mirosuri neplăcute și lăsând fecale. Ar fi acestea de pe mână. Mâna mea e un mod de a se apăra. După cum se poate vedea. O să ne șergem repede. Și ca să se apere, emană și un miros neplăcut. Și pufăie și sâse. Se identifică ușor după coloritul ăsta maro de pe spate. Asta. Și după cum arată capul, așa oval, ochii laterale, maroniu. Când sunt mici, de obicei au un model așa, într-un fel în V-uri, ca să pară că-s vipere și să lase prădători în pace. Un alt mod foarte interesant prin care se apără această specie este că se preface că este moartă. Pur și simplu deschide gura și stă cu limba scoasă ca să pară că este moartă și emană acel miros neplăcut, pentru că de obicei un prădător când vrea să mănânce ceva, să fie ceva proaspăt. Da. Și dacă miroase așa neplăcut și arată de parcă e un șarpe mort, nu mai vrea nimeni. Atunci nu mai vrea să fie, nu mai mănâncă. Atunci aveam deja zoom-ul făcut, cred că... Na. Uite, și un șarpe de casă. Stai și tu, așa. Deci ca să identificăm specia asta, e coloritul ăsta gri și la cap are dunga asta albă, gălbuie. O să încerc să fac același, e neveninos, inofensiv, o să încerc să fac același lucru pe care l-am făcut și cu șarpele de apă. Cam mai devreme, să-l liniștesc, așa. Ia uite-te, bă. Mamă, nici... Oh! Wow! Wow! A încercat să fugă direct. S-a calmat două secunde și era să zic. Două secunde. Era să zic, bă, ce e repede s-a calmat ăsta, n-are nicio treabă față de celălalt. Când n-a dat să fugă. Amice. Un mic zoom in, foarte mic,
Mă, stai că l-am prins bine. Acum e mană mirosul ăla neplăcut dacă îl simți. Da. Asta vreau să zic, bă, ce naiba miroase? Da, e șarpele. Mană mirosul ăsta neplăcut, ca să pară că e mort. Dar mirosul ăsta, nu știu dacă ai mirosit tu, probabil că ai mai mirosit logic, dar nu am mirosit da, ceva foarte asemănător. Da, e foarte neplăcut, știu. Eu am noroc că am nasul un pic înfundat și nu simt nimic. Uite, așa, acum și-a lăsat și fecalele pe mine. Ca de obicei. Da. Ăsta și curat tot trecutul. Acum punem din nou aici să se facă biluță, să fie mai strâns. Dar impresionant, chiar și un șarpe extrem de mare poate să pară că e extrem de mic când se face așa. Da, vezi? Ia uite. Ah, frate, nici n-am apucat să-l prind. Uite așa, să treacă prin palma mea. Uitați cum s-a liniștit. Acum vezi că nu mi-a așa agitat. Da, e mai chill. Exact. Dar îmi place că ăștia, în comparație cu ăla de alun primul de l-am găsit, da, sunt mai agitați așa gen. Nu știu de ce. Părerea mea, nu știu. Cred că e doar de la vreme sau nu știu, nu sigur. Și vedem că exemplarul ăsta are ochii așa puțin încețoșați, vezi? Ia, ia, stai. Stai că nu... Nu pot să dau focalizare ca lumea, asta un pic. Da, nu, să vezi tu că filmez eu de aproape ochii, ori mai încolo un pic. Vezi? Sunt puțin încețoși, sunt puțin încețoși. Asta e pentru că urmează să năpârlească șarpele ăsta. Oh, pe bune? Da, urmează să năpârlească, dar nu acum, probabil în câteva zile. Oh, man. Sau ceva e genul ăsta. Mă gândeam că poate îl prindem pe cameră sau ceva. Și are modelul ăsta extrem de frumos, negru, quad, ca o tablă de șah pe abdomen. Asta e un exemplar cu un model extrem de frumos, adică vezi și tu la ce mă refer. Da. De obicei, da, de obicei nu găsesc exemplare cu modelul ăsta așa frumos. Ha, ce mișto e pe spate. Pe spate, pe burtă, de fapt, stau sub așa. Da, știu. Și pe lateral, exemplarul ăsta, din câte vedem, are și câteva puncte negre, dacă ne uităm la distanță, vezi? Ah, da. Are și puncte negre, nu e doar așa maroniu, măsliniu, așa cum vezi tu. Vezi? Da. Bă, da, urâ mai pute. Da. Domnul Teo, în timp ce-l pui, câți șerpi din ăștia ai găsit? Că ai zis că sunt cei mai comuni. De-a lungul anilor am găsit minim 70 de șerpi de cap. 70? Mă așteptam să zici 30-40. 70? În ultimii 3 ani am găsit minim 70. De n-am mai fost pe aici? Nu? Nimic. Uite, aici, asta e mișto. Yeah. Pe Engineer 2. Îi vezi? Stai. Mai văd eu cu camera aici. Păi ia spui engine, mă. Da. Uite, uite că se întâmplă ceva. Ține un, deci pe engine-ul ăla, ține un alt pe engine și îl mănâncă. S-a mort. Uite-te pe cameră. Dacă vezi că are un alt pe engine în colț? Văd alt pe engine pe piatră. Uite-te aici la cameră. Oh, what the fuck? Da, ține un pe engine în colț și îl mănâncă. What the fuck? Lol, se mănâncă în trebuie, sunt animali. Interesant. N-am mai văzut așa ceva până acum. Dar e un pangen lup care îl mănâncă pe celălalt. Celălalt pangen nu știu ce specie e, nu sigur. Acum vine întrebarea de la ăsta care n-a mai fost de 3 ani, adică de la cameramanul non-profesionist. Da. Se mănâncă pangen și între ei sau? Da, e canibalism. Ah, ok, bun.